dar cât de tare ar fi să mergem și pe maghiarul, ești prost? Când l-am făgeam, la 5-600 de metri, atât de așa. Ce ziceți, băieți? Care-i treaba? N-am la valier. Bate din palme și vorbești mai tare. Bat din palme și vorbesc mai tare. Bine ați venit la Stax TV, material extra la BDSA. Am zis bine? Să nu zic BDSM, BSDM. BSDA. BSDA? BSDA. BSDA. Adică... Vă explic eu mai încolo ce înseamnă. E foarte tare, e mai tare ca la sub. Asta este de știut. Este o singură zi pentru vizitatori. Mie mi-a plăcut pentru că noi ne-am plimbat pe aici să facem poze și să filmăm. Și toți oamenii sunt foarte, foarte amabili. Oameni, când zic, mă refer la soldați sau cadre militare, nu mă pricep, n-am făcut armata, care sunt foarte amabili și ne explică absolut tot ce înseamnă fiecare butonaj, fiecare butonel, cum trage arma asta, ia, vezi agheul ăsta, vezi clădirea aia, nu mai e clădirea. E foarte tare, să veniți, să vedeți. Jur, hai să mergem, ne urcăm în mașini, vreau eu. Eu vreau mașini, Dobrescu vrea și avioane și elicoptere. Stai că am plecat un pic. Am plecat un pic, dar mă întorc. Mergem în avion, haide. Ce tot are o fi asta? Bună ziua, și la interior aș vrea niște cuse de pluș, de oaie, că nu mai fac cu pielea și cu asta. Ia vezi și volan de piele. Volan de piele, ia vezi că am pedal, ambreiaj, accelerație, îi trag. Mamă, e blocat, bă? Nu se mișcă. N-ai cheie. Motorul pornit. Nu problemă, bă. Mamă, voi crezi că putem să-l pornim oare? Dacă dăm de... Fii atent ce scrie aici. Off, armed. Poți dai zoom? Poți dai zoom pe ăsta? Off, armed. Nu, nu se ridică. Aaa, da mă, ce prost sunt. Credeam că e cam filme, știi? Nu faci de alea. Sunt și de alea. Sunt și de alea cam filme. Dar numai pentru suspensia hidraulică. Dar cât de tare ar fi să mergem și pe maghiarul, ești prost? Când l-am făgeam, la 5-600 de metri, atât de așa. Ce ziceți, băieți? Care-i treaba? Știi? Cum ai treaba, mă? Aveți țigări? Să te oprești la Mac. Salut, vreau și eu doi dublu cheese. Doi dublu cheese cu extra maioneză. Și cu bacon. Și să-mi puneți sosul sour, că nu-l puneți niciodată la McDrive. Le-am zis-o, băi. Mergem? Am aici și, fii atent, astea toate butanele astea. Tu-ți dai seama că dacă eu umblu aici, băieții ăștia nu mai știu să facă la loc? Da, multe butoane și... M-am urcat în avionul ăla. Dacă lui ești tu? Vreau să-i zic că m-am urcat în avionul ăla și am dat de toate butoanele să le stric să nu mai știu să-l faceți la loc. Da, ele de acolo! Da, hai. Ce înseamnă 21 de tone de fier lângă mine, cu care am 74 de kg. Mamă. Băi, accesul e un pic mai greu decât la Lamborghini, un pic mai greu. Dar cred că e mai utilă. Stau foarte bine. Mă simt în siguranță, ca să zic așa. Volanul e cam filmele americane, ești nevoie de ăla, știi? Se conduce așa, gen? Iar în față, sunt la etajul 2, undeva la etajul 2 și nu știu, îți dă așa o stare de a trece prin orice vezi din fața ta, inclusiv clădiri, blocuri, avioane, mașini, benzinării, orice vrei tu, 21 de tone. Încă-ți ești talentul tău. Are 300 de kg, nu mai ușa asta are 300 de kg, ești nebun? Bă, fii atent, dacă o închid și nu mai ies, le zici tu la băieți că... 29 de tone, nu 21, cum am zis, am uitat pe prospect. 29 de tone și 300 de cai și 4 metri înălțime și, nu știu, roți, arcuri HNR, minus 5, dacă vreți. Da, hai, mă lași să mă duc acolo, pot să mă iei, să mă duc lângă ea, să se vadă cât de mare... Trebuie să vin și eu după tine, că n-ai la valier. Păi nu mai zic nimic, doar să arătăm așa. Du-te, du-te.
ce zic? Să facem o poză din asta. Avem arhicunoscutul Hammer, Humvee H1, adevăratul, the only one, nu știu cum vreți voi să-i spuneți. E aici, e mașina de armată, probabil că mulți o știți din filme, ați văzut-o și în realitate, și în România, sunt foarte multe mașini de genul ăsta care merg pe stradă, motor de 6,5 litri V8, simplu, diesel, cu 190 de cai doar, ține probabil 3-4 vieți motorul ăsta. Undeva la cât? 5 tone? 5 tone ne-au zis băieții de blindaj. Ce-am făcut? Am zis, vorbesc prea încet? Nu, tu pare că știi ce zici. Dar mă uit acolo. Eu mă uit acolo. Hai să vedem interior. Știi ce e tare la interior? Că tu dacă te pui pe scaunul ăla și eu dacă mă pun pe scaunul ăsta, suntem foarte departe unul de altul. Înțelegi? Dar nu că departe. Băi, nu că departe. Deci departe rău. Deci nu ajung la scaunul din dreapta. Deci dacă... Dacă cumva, prin absurd, ți-ai luat un Hammer și te enervează ăla din dreapta, nu poți să-i faci nimic, ești de buc. Băi! Și ai filtrul de polen, filtrul de polen din habitacul cu indicator. Uite-te. Nu se legă. Dar aici ce scrie? High intensity noise. Mi se pare căptușită, frumos, aici au desenat băieții. În plictiseala lor de pe câmp. Dar stai și tu două zile în mașina asta, nefăcând nimic, bănuiesc că te plictisești. Oricum, multe, multe switch-uri. Fog, light, on, off. Nu știu. Bravul. O claxona? Nu claxonează. Ușile la fel de blindate. Dar mă, se închide frumos. Nu mai știu să... Bun, cum intru aici? E o procedură, picioare, nu? Da, pui picioarele, stai în fund și pui picioarele în stau pe scaun. Și pun pe scaun? Da, dacă... Wow. Deci se poate mai sus, ajungi pe undeva cu capul, cam așa. Da, mă, că eu știu, eu am niște scaune sport în mașina mea. Și tot așa, trebuie să mă las mai pe fund, hai, știi? Hai și masaj în scaune. Nu, nu, e ok așa. Vrei să dau drumul la masaj în scaune? Nu, lasă-l că n-am nevoie, sunt săpun. Cu încălzire. Ăsta doar te ții de el? Sau faci ceva cu ăsta? Da, și cârmă. Asta e, de stânga dreapta. E blocat, e blocat. Nu, nu, nu e blocat. De stânga dreapta. Asta este accelerația de mână. Adică okay. Eu când pornesc tancul, țin accelerați pe picior și aici e relativ, da? Am reglat la reglat. Sănătate, că dacă rămâne așa și picior... manual, am înțeles, se oprește. Exact. Aici ai viteză. Da, ăla este kilometrajul, ăsta este selectorul. Da, da. Țin la dată, vezi că da, da, da. E automat. Semi-automat. Deci pe neutru, adică... nu pornește dacă nu e pe neutru, da? Aha, aha. Trageți pe, pe neutru, da? Fac. Acum. Da. Deci îl pornești, dacă e pe în față, nu îți pornești. Uh-huh. Da, ca și la mașină. Forward. Dați în față, yeah. Acum. Așa și maneta aia din fața lui, aveți 1, 2, 3, 4. Alea sunt vitezele. Da, a întâia, a doua, a treia, a patru. Da? Consumă ț. Consumă ț. Consumă cât consumă? 550, după carte. De litri pe? La 100 de kilometri. 550 de litri. Da. Poți consume și mai mult. Dacă... Băi, mi se pare tare rău. Și aici pedalele și... se înfrână și accelerează. Deci obronul ăsta se închide, da? Da, mi imaginez, da, și văd pe aici, da, da, da. Pe timp de noapte se schimbă telescopul, se dă jos și se montează în altă parte. AVNMC, aparat de vedere pe timp de noapte. Pornirea se face și electric și, și pe aer. Uh-huh. Aici se poate două butelii de care albase. De unde le dai drumul? Deschis și ai pornire pe aer, da? Și de aici dai drumul la compresor să-ți bagi aer. Da, că se termină, comprezi și să le ia mereu plin. Rămâi fără curent în baterii, ești asigurat că poți să pornești pe aer. Cu aer? Da. Ce tare! Tancul ăsta e românesc? Da. Deci e produs în România? Da. Era produs, adică nu se mai produce. Da. Nu mai produce era, nimeni. Era până în 2009. Serios? Până în 2009? Da, ăsta este 99, dar 99-2009 a fost... Poți să urci. Bună, Gino, fă calpe! Bă, se aude afară? Da. Cum era să se aude aici, nebun? Băi, mi se pare tare. E un pic cam înghesuit, acum înțeleg 1.65 ăla. Dar căldura vara este interminabilă. Nu, e adevărat. Nu e cald? Aici este, dar îți dai seama, până se... Încălzește da, ăsta, da. Până se încălzește. Da, și că s-a încălzit, frățioare. Căldura de la motor toată vine în interior, nu? Și câți oameni merg aici în tank? Patru. Patru, dar buni. Patru buni. Unul trage, unul merge și doi?
Încarcă, unul încarcă și unul mecanic? Unul cititor, comandantul de tank și mecanic. Comandantul doare la banană, gen, nu face nimic. Multe subscriberi cu atât mai multe șanse să conduc tankul, frate. Deci, o faceți pentru mine, vă rog eu frumos, chiar vreau să conduc un tank de ăsta. Îi dau stânga dreapta, maneta. Încă-ți ești talentul tău. Care lansează rachete? Băi, băiatule. Și aici, stai puțin, aici văd ochire. Și aici ce văd? Ale pe timp de noapte. Ah, night vision, gen. Și aici văd ziua, mă, doar la... Orientez, ăsta e periscopul, să orientez ochitorul, să vadă câmpul cât mai... Că aici, dacă vă uitați pe luneta aia, da? E acum e câmpul depărtat, da? Acum s-a apropiat, da? Deci când ești, da, cauți ținta, să vezi mai multe ținte, corect, da? Corect, corect. Și după ce ești pe una dintre ele, apropii și să pui spinul ăla pe... Da, da. Frea bă bună, frate, stația radio aici, care comunicăm noi. Tot. Fiecare are casca lui. Și ți-a apăsat 2 secunde și e eliberat. Și ți-a afișează acolo în interior distanță. Dai selecție din coace. Și se apară reperul de tragere. Se duce țeava automat și execută acolo. Trage, băi, ești prost. Să dai seama că ai ăsta lângă ureche. Deci tu tragi aici. Și când ai apăsat butonul ăsta, ăsta sparge ureche aici. Ești nebun? Ai căști. Oi, avea tu căști mâncați. Auzi, dar nu avem și noi un odorizant la noi? Era bun rău un odorizant cu stax aici. Păi nu mă duc să-l iau pe ăla din mașină. Da, să-l punem la tank aici, trebuie. Ne trebuie. Băi, tot așa jos, e da. Problema știi care e? În Lamborghini ți-e frică când te urci să nu strici ceva, știi? Aici nu-i panică, te urci cu piciorul pe ce vrei tu, nu se strică nimic. Băi, am terminat materialul de aici, de la armament. Ne vedem la... Am venit. Am venit la lansarea, catalogului Racing Wheels. Am zis bine catalog? Aha. Mă ceartă gură mult, îmi sparge fața că am întârziat. Hai să mergem. Merge? L-am împăcat pe gură multă, e ok? L-am luat, l-am pupat, l-am strâns în brațe, i-a trecut, e nervos, e normal și eu sunt nervos la evenimentele mele, vreau să iasă cât mai bine. Asta nu denotă decât pasiune, omul pune foarte mare pasiune în ceea ce face el, alături de echipa sa. Am apărut și eu și Silvia, nu eu, Silvia, a apărut aici. Plus multe alte mașini interesante, poți să filmezi la asta? Da. Hai să caut Silvia, frate. Mamă, ești nebun și o Supra! Daily Drive de la 860 de cam. Mă uit la Supra asta, nu mai vreau Silvia. Ia uite mă ce tare de Bacău. Cred că-l știu și pe băiatul ăsta care are o dețire. În sfârșit. Bum, bum, bum. Nu știu unde e, să știi. Nu-l găsesc. Era la jumătate. Stai mă, frate. Stai mă, lasă-mă un pic. Simiu, cred că e în partea asta. Am văzut-o eu. Și eu am văzut-o. În partea cealaltă. Că doar nu tragem dubluri. Gata, ok. În partea cealaltă. Daniel. Gata. Uite-o. Bucharest Drift. Nu, faci drift cu ea. Băi, făceam înainte, dar acum la 09 bar nu mai fac, nu mai scârție roțile. Noroc că am reparat motorul! Yes! Merge mult mai prost ca înainte. De ce vă spun asta? Pentru că probabil sunteți mulți care treceți prin situații de genul și ziceți, oh, Doamne, numai mie mi se întâmplă. Nu, mi se întâmplă nouă tuturor. Cred că ține de reglaje și o să o fac să fie așa cum trebuie ea să fie. Legat de eveniment super tare, uite, la lasă, uite la mine din culisă. Îi place când sunt și alții la muncă, îți place! Bun, legal, costă mulți bani. Întreabă-l unde găsesc oamenii registrați. Chiar m-au întrebat, serios. Unde găsesc oamenii registrați? În mediu. Da? Nu zi mă nume un băi, ce face product prime, la zi spui în mediu. Dar nu, e ok, poate să zice. Într-un magazin de rinde, nu se zice. În mediu, în unele benzinării, nu știu să zic care, că e un algoritm pe care nu-l controlăm noi. Există o firmă de distribuție. Ok. Și pe aeroport, pe la centrala de presă, care sunt și înainte de check-in și după check-in. Și mai faceți și alte înțelegeri? Vă spărați, aveți la valieră? De șanse să mai apare și în alte locuri? Aveți la valieră? Da, nu e problemă, că avem șobola. Mai gândim la... Am trecut, a fost la ATA, la ATA, dar nu mai gândim. Ai terminat? E gata? Merge? Nu merge? Hai, că am luat... Eu am luat unul, ți-ai zis unul? De prăjituri că am mâncat. Merge, mie-mi convine așa cu presă cu ăștia.
A fost tare, o să vă, eu n-am, dar aved, mă uit și eu împreună cu voi când apare episodul și îl văd pe gură multă, care sunt sigur că a vorbit atât de frumos cum vorbește, nu vorbește nimeni, jur. De acolo și numele. Da. Foarte frumos catalogul, găsiți la oficiile poștale și la aeroport, am reținut, și la unele benzinării. Nu știm care e un algoritm, adică e pe sub mână, nu e pe toată lumea, ca și șefcele cu stax. Ați, haide mă, oprește, că să mergem. Nu? Zici de subscribe, de chestia. A, subscribe, nu uitați de subscribe până când mergem cu tango. Ai dat șef? Ai dat subscribe? Nu, o să dau. Nu le susțin oamenii.